Și pentru că vorbim despre Republica Moldova, următorul invitat pe care îl avem astăzi în platoul nostru este nimeni altul decât prietenul nostru, colegul nostru, Ion Paladi, din Republica Moldova. Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru Ion Paladi. Ce faci, Ionica? Mulțumesc în suflet. Bine, mulțumesc. Uite, am venit la voi, la Favorit, că mi-era dor să ajung aici la această familie frumoasă și vă mulțumesc pentru invitație, pentru că atunci când am timp acasă la Chișinău, vă urmăresc, pentru că știi tu, Favoritul prinde foarte bine acolo la Chișinău, în Republica Moldova, și știi cât de iubit ești și tu acolo la noi. Cred că mai des când tu la Chișinău decât eu când la Chișinău. Nu-i chiar așa. Și ne bucurăm foarte mult când vii în Republica Moldova. Mă bucur foarte mult când văd colegii ai mei din Republica Moldova la emisiunile tale. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc eu personal pentru tot ce faci pentru Basarabia. Să fii sănătos, Ion. Eu vreau să spun că într-adevăr este o zi de sărbătoare că a venit Ion la noi. Și eu vreau să-l răsplătim cu aplauze. Că de când ne chinuim, dacă ai știut, îți mulțumesc, Ion. Mulțumesc. Spune, cum e la Hotel Moxa? E ok? E foarte ok hotelul, mulțumesc pentru această găzduire frumoasă și călduroasă. Da, să vezi ce produse de la Sevi ai la plecare. Da, să vezi ce produse de la Catena ți oferă. Mă duc cu mâinile pline la Chișinău. Corect. Te rog, Nadia. Ce să spun, că mă bucur enorm de mult că Ion este alături de noi la această de mare sărbătoare. Noi avem o colaborare foarte, foarte frumoasă. Eu organizăm și evenimente în județul Vaslui. De fiecare dată răspuns prompt și chiar anul acesta ne-am întâlnit la Festivalul Schinducului în județul Neamț.
Da, așa este, ne întâlnim foarte des în zona Moldovei la spectacole și vreau să-ți mulțumesc, Sinadea, pentru toate invitațiile pe care mi le faci. Ce să spun despre tine? Ești o artistă minunată, un om cu un suflet cald și eu știu atât de aproape sufletul meu și succes și ție în tot ce faci, pentru că faci frumos. Mulțumesc. Doamne, și tu ești la fel de modest, am observat. Mulțumesc. Și de aia oamenii îl iubesc enorm de mult în zona toți noastră și nu numai. Toți suntem modești. Ioane, câteva cuvinte pentru telespectatorii care te urmăresc acum. La mulți ani tuturor românilor și de o parte și de alta a Prutului, sănătate în primul rând multă, multă, pentru că de asta avem nevoie cel mai mult și tot bine din lume, dragii mei, să vă trăiască familiile, copilașii și să ne auzim de bine aici la televiziunea Favorit cu cântecele noastre de suflet, cu folclorul nostru românesc autentic.